Ce faceți băieți? Eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod! Astăzi vreau să facem un pe opening cu niște pachete de pe store, dar o să facem și niște exchanger și sunt tare, tare curios să vedem cam pe unde se mai situează și norocul ăsta, dacă mai e cu noi sau nu. De asemenea, n cum să nu vă zic înainte de a începe să acolo un like puternic, să vă abonați la canal și o chestie foarte importantă pe care aș vrea să o menționez este că aș vrea zilele acestea să reacționez la pachetele voastre cele mai bune, așa că dacă ați filmat în momentul în care ați deschis niște pachetele norocoase, îmi puteți trimite pe Instagram pentru că de acolo o să le iau. Deja am niște clipuri din ultimele săptămâni pentru că unii dintre voi mi-ați trimis și ați vrut să reacționez la pachetele voastre, iar în zilele următoare o să se îndeplinească acest lucru, dar... Dacă mai sunt oameni care ar vrea să apară în clip, de ce nu? Bun, așadar sunt pe unul din conturile mele secundare, evident. Sunt pe acest cont unde l-am făcut pe, pe domnul Jarzinio. Asta așa ca să vă dau puțin background. Vreau să mergem puțin la exchange pentru prima și prima oară, pentru că vreau să facem de aici niște exchangeuri. Uh, interesante, cel puțin interesante. Vreau să fac acest 89-97, un pachet care, din păcate, este un dar mulți mi au trimis ca sprint jucători fantastici, nu știu, jucători precum Jairzinho, uh, Mbappé, am văzut la cineva eu, Sebio, Holland, adică jucători foarte, foarte tari. Nu e chiar de mirare, fiindcă este un pachet destul de cel, în sensul că minimul care poate pe pice este 89, iar maximul 97 și sunt niște jucători de 97 sau 96 fabuloși, efectiv. Cerințele nu sunt foarte, foarte mari, dar mi se par logice, fiindcă e un pachet antrăit adică chiar dacă spică un jucător foarte bun, nu o să poți să-l să vinzi după, așa că, na, mi se pare logic. Așa că, hai să punem aici jucătorii, 4 de 82 și uh, încă 5 de 75. Avem destul prin club, așa că nu avem nicio problemă. Și avem practic completat primul pachet de acest tip. Să-mi spuneți și voi în comentarii dacă vi se par bune aceste exchange-uri, dacă le-ați făcut constant și ați prins ceva din ele sau dacă vi se par, uh, nu știu, niște pachete foarte slabe în care dai niște resurse și primești doar jucători useless de 89. Sper Sper să nu fiu în a doua categorie la finalul pachetelor, dar hai să vedem totuși. Ia să vedem, sunt cred că doi jucători în ăsta? Da, sunt doi jucători, așa că ia să vedem. Teoretic animația este garantată, dar ia să vedem ce animație, ce jucător ar fi înăuntru. Este un japonez Mijlocaș dreapta de la Freiburg este Doan, 92 Doan. Nu pot să zic că e foarte rău, adică una peste alta nu are 89, nu are 90, dar nu este nici senzațional. Ia să vedem pe lângă acesta, Enesi, din păcate, el este foarte slab, dar Hai să zicem că Doan este, este ok. Hai să zicem că este ok, nu sparge gura târgului, dar um, cred că se puteam și mai rău decât acesta, dar clar, asta nu e un pec bun. Noi ce problemă, băieți, vreau să facem și pe al doilea, de -aia am și cumpărat înainte doi de Alej Garcia și punem aici doi jucători de peste 87, iarăși 4 de peste 82 și o să adăugăm și 5 de 75. Și hai să facem și pe al doilea, băieții, să sperăm la mai bine. Chiar mi-aș dori un jucător mai bun de 92 dacă s-ar putea. Adică, hai, eu zic că nu e imposibil. Ia să vedem animația. Este un jucător de la Champions League, de, 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 la Team of the Year, German. Ah, dar nu e mai bun, nu e mai bun. Din păcate este doar Brandt, 90. Mamă, sper că nu e cel mai bun, fiindcă 90 este groaznic. Când am fost animația de Team of the Year, vă dați seama că mi-au trecut prin cap. Cu tot al, al jucător, nu Brandt, adică mă gândeam și eu la un Messi, la un Ronaldo, la un Rodri, la un Bape Holland, <laughs> dar nu Brandt, sigur. Ia să vedem totuși ce este pe lângă Brand, pentru că eu cred că e un jucător bun și pe lângă el, nu știu de ce am presimțire asta și da, era doar o presimțire. Michel Merini, din păcate, 90, așa că două pachete medii, o, cre medii, o cre -că, cred că e corect spus, și două pachete din care mi-e greu să aleg care ar fi la mai bun, adică, nu știu, ăsta a fost mai echilibrat, dar ăla a avut un jucător mai ok, nu știu, greu de zis, dar uh, nu pot să zic că m-au convins pachetele astea, nu pot să zic că acum o să le mai fac de nu știu câte ori. În fine, hai să fac și acest 80. 87-97, la fel și acesta este pentru prima oară, cred că când îl fac, dar trebuie să cumpăr jucători Team of the Year. Bun, am cumpărat doi de Jesus Navas, 87 și acum putem să facem și acest X5 teoretic. 2 jucători de peste 86 ar fi cerința, o să punem doi de cross în acest pachetel, nu știu dacă o să fie un semn neapărat. 4 jucători de 81 este foarte, foarte lejer și 4 jucători de peste 70, iarăși foarte lejer, am băgat aici 4 Ia să vedem, aici sunt și 3 jucători, chiar dacă sunt, sau bă, dacă ratingul pleacă de mai jos, sunt mai mulți jucători, așa că e o șansă bună și de aici. Ia să vedem, ia să vedem, este iarăși un team of the year, italian, Lefbeck, de la Inter, este Di Marco, dar nu știu ce rating are, 90, ok, 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 Logica logică, mă gândeam și eu la un Maldini, la un așa ceva, dar n-am na, zis, bă, hai că stau liniștit acum, că sunt multe posibilități la Team of the Year, e foarte mișto animația, cred că cea mai tare de anul ăsta dar Di Marco nu e chiar un jucător foarte tare, la fel ca și mai devreme sper că nu el este cel mai high rated, așa că ia să vedem, ba da, el este Keita și acest chinez mai sunt în pachetel foarte mult, Jucători de la eventul ăla legat de campionatul Africii și al Asiei, mă rog, turneile din Asia și din Africa, foarte, foarte mult, vedem că și din pe ăsta 2, din 3 sunt de la acel event și cu siguranță cred că acești jucători vor mai intra la, la, la acest exchange, Uh, sau posibil să intre mai încolo, o să-l pe Robertson și pe Verde de această dată, 4 de peste 81, o să bag niște jucători uh, speciali de această dată și hai să vedem al doilea pachetel, dacă ne aduce un jucător mai bun de 90, eu zic că s-ar putea, eu zic că nu este imposibil, așa că ia să vedem este un jucător japonez din nou, cum ar fi să fie tot Doan, dar nu e el. Este Maeda, cred că îl cheamă. Mam, 87! Au Leo. Minimul era 87, ca idee. Și ceva îmi spune că e un pachet de 3 jucători cu 3 jucători de 87. Dacă e așa, e forță, trebuie să dați acolo, like. Ia să vedem. Și da, exact. Deci, doamne, ce pachete. Cine mi-a zis, mă, să le fac pe astea? Hai că am cu grifo pentru al treilea pachet, că nu mi-am dat seama că sunt de de, că se pot face de trei ori aceste exchange -uri. Așa că grifo, Cezni și cu Julie și uh, aici o să dăm quick add repede. Hai să vedem al treilea. Deci, mai rău ca mai devreme nu se poate. Adică, măcar știm că am reușit o, o, chestie incredibilă. Ia să vedem acesta cum este. Iarăși Team of the year. Din nou italian, și din nou Di Marco, fantastic. Deci, da, e, e, e incredibil, e incredibil ce pot să zic. Doi de Di Marco din trei pachete, alt jucător nu mai erau efectiv, adică a, asta era tot ce mai avea ei sport pe stock Ia să vedem pe lângă Loselso și cu Dante. Da, e, este fantastic, n-am ce să zic. Trei a, exchange de acest tip care au fost jalnice. O să fac și acest daily bonus de 80-97. Nu mai ar mira să fie din pe costa ceva mai bun decât în cele de mai devreme, dar nici din asta nu mai vine nimic. Cu ocazia asta măcar am completat acest quest unde avem un standard pack. Cine știe, parcă vezi că vine de aici cine știe ce, dar ia să vedem, e o șansă. Este un brazilian, rightwinger... Uh, right winger, de la Real Madrid este Rodrigo, uh, Rodrigo Gold Base, din păcate, de 85. Era mișto să fi venit cu o carte specială, fiindcă, vedem, cartea asta nu costă. Dar nu ne lăsăm aici, băieții, nu ne lăsăm aici. Am puncte de la Division Rivals și vreau să le cheltui. Nici nu știu dacă să cheltui, am vreo 3.000 și ceva. Aș cumpăra, parcă da, mă, nu, o să, iau, o, să iau, o să iau și un pack de ăsta de 2.500 și după o să mai deschidem, cred că încă două pachetele de 300 de puncte. E o șansă bună în acest pachetel, fiindcă ai garantat un jucător de peste 89 și uh, cred că cred că poate să vină ceva bun. Hai să vedem, hai să vedem dacă putem să luăm un jucător care e și tradable, de asemenea bun, care să coste. Ia să vedem, avem animație, ia să vedem, ia să vedem, este de la Winter Wild Cards, este un argentinian. Mijlocaș ofensiv de la Spurs este Loselso, cred. 89, din păcate, de ce? Da, e clar, norocul n-a fost de partea noastră în acest pe opening. Da, asta este, totuși mai avem vreo două pachete, trei după, încă, încă nu mi-a pierit speranța, dar nici, nici prea vie nu mai este. Ia să vedem pe lângă, Summerville, Martinez, da, nu este fantastic deloc. Și cred că o să deschid pachetele astea Team of the Week pentru că am văzut cum i-a dat niște argentinieni și nu m-ar deranja să vină mesi din acest pachetel. Din păcate pentru 8 puncte nu putem deschide 3, dar vom deschide 2 și să vedem dacă vom putea prinde un jucător bun. Am văzut că au apărut primii Team of the Week de 93, Modric și Kane. Ia să vedem, primul pachetel nu este animat, este un DAV de 84, doar destul de slăbuț. Hai să mergem și cu al doilea și ultimul, de asemenea, un pack opening da, hai să nu-i zic de dezastruos, dar uh, cu siguranță nu fabulos. Ia să vedem, nu este Messi, este o nana. Hai să fie la de 90 și ceva. Da mă, da, 91 o nana. Cred că ăsta este cel mai norocos uh, pachetel din toate. 91 Onana e chiar bine. Știu că se vinde, cred, cred că este vreo 3 sau 5 milioane. Ceea ce, Mă rog, e, nu e foarte mult, dar îmi acoperă cheltuiala pe jucătoria aceea Team of Week pe care i-am cumpărat pentru, pentru exchangeri, Este 4,2 milioane portarul problemă de la United care s-ar putea să se vândă fiindcă sunt ceva oameni care vor să-l vândă, sunt vreo 40 și ceva, dar cred că e un număr rezonabil. O să merg chiar acum să îl pun pe lista de transferuri. Și era să uit ultima chestie pe care vreau să o mai deschidem. Avem la Heroes pachetelul la Free de 89-97. Uh, Andrei de e drept, dar sunt jucători foarte, foarte buni care pot pica de aici. Așa că am zis de ce nu să deschidem pe clip. Așa că, ia să vedem animație și este, ia să vedem un portughez, uh, mijloca stânga, leau, are carte de mijloca stânga, dar de ce 89 uh, din ultimul obdoic, dar groaznic, efectiv groaznic pentru că mi-a dat, minimul care putea să pice, efectiv. Da, nu, no, nu mai zic nimic, că nu mai am așteptări. Ce am 3 de bol din câte știu, deci, da, Leao o să rămână în club drept un jucător mișto, dar fără prea mare utilitate. Ce pot să zic? Dacă v a plăcut pe copăningul ăsta, dați acolo un like, eu zic că merită un like. Să nu uitați să-mi trimiteți pe Instagram pachetele voastre norocoase dacă le-ați filmat, indiferent că sunt încărcate pe YouTube să aveți filmare clasică, mi-a acolo și o să mă uit. Iar până mâine la un nou episod, să ne auzim cu bine. Papa. pa! pa!